Nici într-o sută de ani, nici într-o sută de ani, dacă ar fi ca să trăiesc, nu există și n-acum. Ție ca să-ți mulțumesc. De la cumătul nostru, de la Cosmin, de la Cosmin al nostru, în sănătate la toți nenașii tăi, în sănătate la copilul tău și la fata ta, și bineînțeles cu sănătate pentru toți nenașii și toți invitații și pentru scumpa ta soție. Nici într-un sută de ani, dacă ar fi ca să trăiesc, nu există, nu se poate, nu pot să îți mulțumesc. Nici într-un sută de ani, nu am cum să-ți mulțumesc, nu există pentru mine vorbe ca să-ți mulțumesc. Cu sinceritatea ta, mai încerc să s-audă, ia bine în alte, băi!
că n-ai sufletul pus. Ca să știe băieșii mei că n-am venit niciodată nepregătit. Am venit întotdeauna. Banii și maverile, nu crezi la nimeni într-un drum, dar degeaba ai de toate dacă n-ai sufletul bun. Mă simt bine cuvântat de soartă și Dumnezeu, că te-am întâlnit pe tine. Viața ești norocul meu. Betunera. Ce spune Ion Mihai la lui? Nici într-o sută de ani, dacă ar fi ca să trăiesc, nu există numai acolo să pot să-ți mulțumesc. Eu știu că te-ai tras cu mine și prin ce-am trecut noi doi, alta n-ar fi rezistat, ar fi dat de mult n-apolo. Tu cu sinceritatea ta și pentru că m-ai iubit. Mulțumesc, Mihaela, cu sinceritatea ta, cu sinceritatea ta, ești noroc în viața mea. Cât avem e foarte bine, mulțumim lui Dumnezeu, că avem copii frumoși, ăștia sunt aerul meu. Ce spune eu de-al nostru, șoră? Șoră! Banii și mamerile, nu crezi la nimeni în drum, dar degeaba ai de toate, dacă n-ai sufletul bun. Nu-i așa, Doamne? Mă simt binecuvântat de soartă de și Dumnezeu, că te-am întâlnit pe tine, că tu ești norocul meu. De la Jupâneasa Mihaela, doamna lui, pentru viața ei, pentru Ion, pentru copilașii, nici într-un 100 de ani, dacă ar fi să mai trăiesc, nu există, nu am cum, nu pot ca să-ți mulțumesc. Eu știu că te-ai tras cu mine, prin ce-am trecut amândoi, alta n-ar fi rezistat, ar fi dat de mult n-apolo. Păi dea Dumnezeu sănătate, să fiți tot așa.